ai vrea să împărtășești cu ceilalți ceea ce simți. Ai o părere despre asta și ai vrea să o spui. Nu ești de acord cu ceea ce fac ceilalți sau ceea ce spun și chiar vrei să fii auzit. Ori poate că ai vrea să-i arăți acelei fete, acelui băiat de la caz la caz ce simți pentru el, să faci măcar un pas. Dar în momentul în care vrei să faci asta, mușchii se contractă, maxilarul se încleștează, inima începe să-ți bată mai tare, palmele să-ți transpire, obrajii să se înroșească și toate cuvintele se opresc în gât. În clipa aceea tot ce vrei este să te faci nevăzut, să dispari pur și simplu. De ce? Pentru că ceea ce trăiești tu poartă un nume. Se cheamă timiditate. Din păcate, foarte mulți oameni minunați se confruntă cu timiditatea și nu reușesc să scape de ea. Dar oare de ce a apărut această timiditate și de ce unii o trăiesc, iar alții nu? Însă mult mai important decât atât este cum să scapi de ea. Așa că, pentru a răspunde la toate acestea, te invit să rămâi alături de mine. Numele meu este Geanina Timofte, sunt psiholog, psihoterapeut, trainer, life coach NLP și specialist în terapia de cuplu. Dacă ești prima oară pe canalul meu, te invit să dai un like, să te abonezi și să apeși clopoțelul de notificări, să fii anunțat ori de câte ori postez ceva nou. Hai să vedem astăzi despre timiditate, care face multora mult rău. Pentru că, până la urmă, timiditatea te face să te retragi din punct de vedere social și să te însingurezi, iar singurătatea aduce foarte multă nefericire. Cum ai ajuns aici? Poate că ai trăit cândva anumite experiențe nefericite, o respingere brutală și ți-ai pierdut încrederea în tine. Ori poate ai trăit în mod repetat bullying-ul. Ori poate ai trăit trauma rușinii când ai fost umilit. Sau poate că anumite persoane importante ți-au spus în mod repetat că nu ești în stare sau că nu ești suficient de bun. Ori pur și simplu poate ai avut niște părinți hiperprotectivi care te-au ținut departe de contactul social și astfel nu ai reușit să-ți dezvolți abilități sociale. Așa că ai ajuns astfel să fii extrem de timid, să te izolezi și, într-un fel anume, să te simți rupt de ceilalți. Din păcate, ceilalți nu vor ști niciodată ce om minunat ești, ce idei grozave ai, ce lucruri frumoase ai de spus, dacă vei rămâne mereu în cochilia ta. Așa că hai să ieșim din cochilia aceasta a rușinii și să scăpăm de timiditate, să scăpăm de teama de respingere. Cum anume? În primul rând, trebuie să accepti că ai o problemă cu timiditatea și mai ales să începi să-ți dai voie să greșești, pentru că greșeala face parte din procesul de învățare. Așa că e în regulă, toți oamenii greșesc atunci când învață. Dă-ți voie și tu acest lucru. Al doilea lucru pe care l-ai de făcut este să-ți dezvolți umorul. Râsul ne salvează din foarte multe situații, așa că râzi. Râzi de situații, râzi de tine, e în regulă, autoironia e foarte sănătoasă, râzi de ceilalți, râzi cu tine, râzi cu ceilalți, râzi pur și simplu, nu te lua prea în serios, nu lua viața prea în serios, până la urmă totul poate fi o joacă. Și să știi că râsul ne face pe toți să ne simțim mai bine și ne apropie. În momentul în care vrei să ascunzi ceva sau să arăți într-un anume fel, vei deveni timid, reținut și gesturile tale vor fi artificiale, rigide și le vei face cu stângăcie, iar ceilalți vor observa imediat lucrul acesta. Dar ea încearcă să o faci râzând. Hai să vezi că toate se vor schimba. Cel de-al treilea lucru pe care l-ai de făcut este compus din mai mulți pași, dar este cel mai important, și anume să îți dezvolți abilități sociale. Cum anume? În primul rând, observă cum procedează ceilalți în anumite situații, ce fac atunci când sunt respinși, ce fac pentru a fi văzuți, pentru a fi ascultați, cum procedează ei. Ține minte, învață, apoi e rândul tău. Cum anume? Mai întâi imaginează-ți. Imaginează-te făcând același lucruri în mod repetat, dând minții tale sentimentul că deja ai dezvoltat aceste abilități. Pasul următor este să începi să te expui. Ușor, ușor, mai întâi în anumite zone, medii, grupuri în care te simți relativ în siguranță printre cunoscuți și încearcă să experimentezi. Apoi du-te în zone din ce în ce mai necunoscute sau care îți creează disconfort din ce în ce mai mare, fă-o treptat, așa, în doze homeopatice și dă-ți voie, cum îți spuneam la început, să greșești, pentru că de fapt ești într-un proces de învățare. Sigur, în final îți vei dezvolta încrederea în tine și, bineînțeles, vei scăpa de frica de respingere și de orice altă frică. Dar dacă vrei mai multe despre încrederea în sine, despre cum să scapi de frici, intră pe platforma mychange.ro, unde te învăț aceste lucruri în programe psihoterapeutice complete, detaliate și la îndemâna ta. Ai ajuns până aici și nu te-ai abonat? Apasă pe butonul de subscribe și pe clopoțelul de notificări. Încă aștept!